Cred că suntem singura țară care a îndrăznit în Parlamentul European să jignească comisarii europeni. A fost un lucru, foarte urât. Dar mi-aduc aminte și când s-au dus Victor Ponta și Crin Antonescu la Bruxelles să se plângă de strategia de securitate atunci când presa era, când exista un articol. Și de vedere, să știți că ei au început. Vedeți. Deci vedeți. Atunci când s-au dus până decembrie, îi mânca ceva, ca să zic așa, și ziceau că democrația e în primejdie România. Atunci când lucrurile sunt la mijloc, eu le privesc cu moderație. Însă nu pot în același timp să mă uit la cei din Comisia Europeană și să spun sunteți foarte buni când ne dați fonduri de aderare. Când ne-ați dat fonduri de aderare. Sunteți foarte buni când ne dați fonduri de la Uniunea Europeană. Însă sunteți răi atunci când îmi spuneți ce trebuie să fac în justiție și ce criterii trebuie să îndeplinească niște instituții din România pentru a corespunde standardelor pe care le respectă și celelalte state. Asta e problema, pentru că noi stăm la masa deciziei Uniunii Europene, agreem un comportament instituțional, iar când venim la noi în țară, îi facem pe cei din Uniunea Europeană cu ou și cu oțet, îi jignim, îi atacăm personal, le spunem să se ducă la ei acasă că nu votează ei în țara noastră, Cancelarului uitând German. Să ne uităm dacă noi facem Doamna lucrurile Turcan, bine. Pe asta mă interesează. Coincidență, se Daniel fac Morar, lucrurile cu scrisoarea, bine? Asta vă spuneam. Era din începusem să vă spun, nu mai țin minte dacă am încheiat ideea. Această scrisoare este înaintea declarației domnului Morar. Dar chiar nu dumneavoastră publică. Ați spus. Nu a devenit publică. Faptul că a apărut în presă, nu știu de unde au... Doamna de la România Liberă, are surse foarte bune și de fiecare dată, dacă nu mă înșel, a prezentat documente la o primă vedere, la o primă citire.